Și ce să facem cu punctele acestea de pe dreapta? Bine, spune-mi unghiul, citește-mi unghiul prin trei litere. La care ai vreo mențiune acolo la tine în problemă sau nu? Nu. Nu. Unghi alungit. Hai să le dăm răspunsul. Dați-mi voi un exemplu de unghi alungit de aici. Citește-mi un unghi alungit. Citiți-mi un unghi alungit. A, ce? A, ce? Zi, A, ce? De. Da, este unghi alungit. Mi-a băgat litera C în mijloc. Alt unghi alungit. A, B, C, B, C, D. B, C, D. A, B, C. B, C, D. B, C, D. B, C, D. Corect. De spui ce în mijloc? Da, pentru că asta înseamnă unghiul, da? Da. Unghi alungit. A, C, D, D, C, B. Deci sunt mai multe unghiuri alungite. A, B, C, A, C, D, B, C, D, da? Da. Unghiuri alungite. Unghiuri nu le vreau. Unghiuri nu le. B, A, C. B, A, B, A, C. Foarte bine. B, A, C. L-ai închis, da? B până la A și le-ai întors la C. Și este un ghir nul ăsta. C, D, B. C, C, D, B, de acord. S-a dus la C, D, eu semi-dreaptă, da? Și pe urmă D, B. Ți-ai zis? B, da. C, B, D. C, B, D. C, B, D, corect, tot un nul. B, C, A. B, C, A, corect, tot un nul. Da? A zis B, C, A. C, B, D. C, B, D. Parcă s-a spus. Da, dar ce? Cam astea sunt unghiurile. Dar deci tu ești băiețel sau fetiță? Băiețel. Băiat. Uite, ai înțeles ce înseamnă unghi alungit? Unghi alungit B, C, A, B, C, D. Deci e așa. Iar unghi nul, B, C, A. Adică te-ai dus până la C și ne întoarci înapoi și atunci unghiul dintre ele e nul pentru că cele două, B, C și C, A, s-au suprapus. De ce vorbim de unghi nul? Mai e o problemă? Da. Tot în genul ăsta? Să vedem. A, A, O, E. Da. A, O, E. Unghiurile A, O, E. Da. Deci, A, O, E. Unghiul A, O, E, da. A, O, B. A, O, B. Da. Și ce unghi? B, O, C. Da. C, O, D, da. Și ce? C, O, E, da. Da. Și? Și? D, O, E, da. D, D, O, E, da. Și? Și E, O, A. Da. Ce să facem cu aceste unghiuri? Formate în jurul unui punct O. Corect. Corect. Deci avem A, O, E. A, O, B. Ai spus mai întâi. A, O, B. A, O, B. Pe urmă B, O, C. B, O, C. C, O, D. D, O, E. Nu, nu, nimic. Deocamdată D, O, E și E, O, A. Uite cât ți le-am desenat. Unghiul ăsta, 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 alte. Toate sunt în jurul punctului O. Sunt congruente. Nu sunt congruente, nu. Fie aceste unghiuri. Ce poți să spui de aceste unghiuri? Ce mă ne întreb? Astfel încât măsura
Beoce, Beoce. Da, de două ori, măsura lui B. Măsura lui Beoce. Da. A, O, B. Da, este. Uite că l-am desemnat de întâmplare. Beoce e de două ori cât A, O, B. Da. Și ce să facem? Haideți să scriem. Asta e de două ori. Notez cu alfa asta. Da. 2 alfa, ăsta e 3 alfa. Da. Nu, ăla e 3 tot alfa? Tot alfa. 3 alfa. Așa. Mai zic ceva dacă vrei, dacă nu ai. Asta de aici este alfa, alfa minus 20. 20 plus el, nu? E cu 20 grade mai mică decât asta. Alfa. Deci alfa minus 20. Da. Da. Da, da, te rog și... și? A lui C, O, D. Adică e 3 alfa plus 20 ăsta. Păi toate în jurul fac 360 de grade. Deci toate în jur fac 360 de grade, dar atunci... Și dă și aerul și apoi avem putin fiecare. Sigur că da. Da, ai înțeles. Se adună toate și vei vedea de acolo câți de alfa sunt. Da, 360. Și suma este 360. Se reduce 30 cu 30, cât sunt de alfa și pe acolo e rezolvat problema. La revedere când noi intrăm în problemele noastre, da? Bine. Da. Mi-am răspuns, dar e slăbuț. Slăbuț, am înțeles. Da, hai să vedem. Avem repede. Deja la Tudor o problemă pentru temă, domnul profesor. Și după aceea, imediat, vă zic că e și după aceea, da, facem geometrie, clasa 7. Voi v-ați făcut, n-aveți teme. Așa să vedem, facem geometrie. Tudor, te rog. Problema lui Tudor, domnul profesor. Ne-am aflat la acasă. Da, clasa 7. Un paralelogram ABCD. Deci un paralelogram ABCD. ABCD. Deci în ipoteză avem că ABCD paralelogram. Se notează cu AC intersectat cu BD. AC intersectat cu BD. BD egal cu punctul O. Mulțimea formată din O. Dacă aria lui ABCD și aia. Aria, imediat o să vă arăt. Dacă aria lui ABCD. Deci aria lui triunghiul. Uitați-vă, domn profesor, că voi nu ați învățat. Cu una mare așa, de mână. De mână. Triunghiul A, B, nu al paralelogramului. Da. A, B, C, D, egal cu... 124 cm pătrați. Calculați. În concluzie, să calculăm. Aria lui A, O, B. Aria lui A, O, B. Egal cu cine? Atât. Să le aducem aminte și la ăștia de arii, un pic, că n-au trecut, domnul profesor. Hai să trecem în revistă repede. Te o știe. Area pătratului. Ce înseamnă area pătratului? Ce suprafață delimitează un pătrat? Iată, dacă am un pătrat și vreau să aflu aria sa, adică ce este aici, cât este, ce suprafață am în interiorul acestuia, înseamnă ce? Să mulțim cele două dimensiuni. Asta ori asta. Latura ori latura. Latura ori latura, da? Uh-huh. Deci area pătratului înseamnă latura la pătrat. Latura la pătrat. Deci A, B, C, D. Aria, dacă e de latură el, area lui A, B, C, D, egal cu el pătrat. Area unui dreptunghi. Deci nu mai am dimensiunile egale. Asta este lungimea, să zic, și asta e lățimea. Area feței acestea de masă. Lungimea. Lungimea, lățimea.
cele două dimensiuni înmulțite. Deci aria, în cazul ăsta, a lui A, fost așa, A, B, C, D, egal cu el mare ori el mic. Area unui triunghi. A, B, C. Baza ori înălțimea spre 2? Dar de ce mă așa? De ce baza ori înălțimea spre 2? Te gândi proprie? Pentru că... Așa mi-a dat la fizică. Așa mi-a dat la fizică. Foarte tare asta. Așa mi-a dat-o acolo, așa știu și eu. Dacă este dreptunghi, este cateta 1 ca teta 2 pe 2. Dar dacă noi nu avem oarecare, este baza ori înălțimea pe 2. Dar de cum vine asta? Așa este. Așa e că este, că așa este. Uite ce putem face. Dacă ar fi un triunghi dreptunghic, C1, da? Am dus înălțimea. Deci am dus din C perpendicular. Atunci, cât este din dreptunghiul ăsta prins aici? E jumătate. Hai să vedem, Andy. De ce e rămas urmă? Hai. Deci, să zicem, am desenat un triunghi ABC. Da. Am dus înălțimea din C, CC1. Da? Perpendiculara din C, CC1 perpendicular ca AB. Și observăm că triunghiul CC1BE, nu ci triunghiul, dreptunghi ăsta este asta, CC1BE. Cum l-am construit eu? Am dus paralele și știți bine ce înseamnă un dreptunghi. Da? Dus paralele, înseamnă paralogramul și cum e drept, e dreptunghi. Și atunci, cu cine este egal area unui dreptunghi, am spus mai devreme? Ar fi egal cu C1B, ori EB sau CC1. Ori CC1. Deci, zicem, pe de altă parte, dacă fac aceeași lucru și în partea asta, notez cu F, ce observați? Că am din nou un dreptunghi aici și conform ideii de mai înainte, cu cine este egală area? Cu CC, cu AC1 ori CC1. Al celălalt dreptunghi. Da. Dar noi cum luăm doar o parte din ea, jumătate, deci, iată că de aceea împărțim la 2, pentru că din dreptunghiul mare, din dreptunghiul mare, îmi rămâne ăsta de o parte și ăsta de o parte, deci jumătate rămâne. Și area care ar fi a lui F, A, B, E? Hai să spunem area. Area lui A, B, E, F. Cu cine este egal area unui dreptunghi? A, B, E, E. Este lungimea înălțimea. Sigur că da. Adică AB, care e o dimensiune, AB ori FA. Lungimea înălțimea. Deci egal cu AB ori BA. FA. FA sau puteam să zic și CC1 sau EB, cum ați zis voi. Puteam să zic, nu? Că toate de aceeași lungime. Însă, numai a triunghiului ăsta, area triunghiului A, B, C, este area dreptunghiului, dar împărțit la 2, pentru că rămân jumătățile astea. Partea asta rămâne afară din asta, asta deci rămâne afară din asta. Și atunci vine cât? Este area dinainte, area lui A, B, E, F, supra 2. Jumătate din area dreptunghiului. Adică egal mai departe cu AB, toată AB, ori FA sau CC1, CC1 supra 2. Da? Iată că area unui triunghi, am arătat astfel că area triunghiului oricărui triunghi ABC este egal cu baza, nu? Baza, mi-a spus, AB, baza, ori înălțimea,
supra 2. Ăsta e motivul, că rămân jumătățile cel deoparte. Da? Deci vine A, B, A, B, ori C, C, 1, supra 2. Cum v-a dat-o la clasă? Baza, ori înălțimea, ori supra I, 2. Așa? B, ori I, supra 2? Ori H. Ori H. Bun. Ori H, supra 2. Cu B așa scris? Da. Dar ții cum te dat eu? Baza... Baza ori G sau C, nu contează. Nu contează. Ba, dar cu B, așa scris cu B sau... Că confuzia este... Aici B, B fiind... Da, noi am scris cu B mic. B mic, așa, da. Deci B mic, baza ori înălțimea supra 2. De aceea nu eram de acord cu B mare scris, pentru că e vârful unui dreptunghiul același. E o confuzie creată. Deci baza ori înălțimea supra 2. Deci acum, Teo, nu? Teodor. Tudor. Păi când te întreabă cineva de ce e baza ori înălțimea supra 2, răspunzi. Măi, că e jumătate din dreptunghiul acela. Rămân jumătate afară, de ce trebuie să împart la 2? Nu mai învățăm mecanic. Baza ori înălțimea supra 2. Dacă ați înțeles la ce m-am referit, acum aveți foarte multă claritate în ceea ce am spus. Deci pătratul e latura la pătrat. Nu intru să o demonstrez pe asta, că e o chestiune mai delicată. Dreptunghi, lungimea, ori înălțimea, cele două. La triunghi, baza ori înălțimea, supra 2. Da, depinde că la dreptunghi este cateta unor, cateta de supra. Păi dacă... Deci stai, băi, tot mă înjuri. Tot baza ori înălțimea, e uite. Tot mă înjuri acum. Exact. Păi baza... Ori înălțimea. Ori înălțimea, care e asta? Adică cateta unor, cateta 2. Deci nu e o formulă deoparte. Da. Dar la cateta 2 o descrie diferit. Deci este aceeași definiții, baza ori înălțimea supra 2, numai că baza acum e o catetă și înălțimea e cealaltă catetă. Dacă... Deci, fiind de triunghiul dreptunghic, baza ori înălțimea, adică cateta 1, cateta 2, nu-i spune, am altă formulă, gata. Da. Deci, atenție multă. Voi asta faceți. Din păcate, învățați mecanic și spui că am altceva de făcut acolo. Bun, mai departe. Hai să vedem la ce figură, la panogram. Area unui panogram. Cum se află? Uite acum. Uite așa. Asta e panogram, nu? A, B, C, D. Și acum să vezi ce vine în minte. Andy, fii atent ce vine în minte. Iau colțul ăsta și-l pun în partea asta. A? De ce? Uite așa. Păi când să-l transform în felul ăsta într-un dreptunghi. Nu? Dacă am luat colțul de aici și l-am băgat, pus aici, n-am lipit și l-am făcut un dreptunghi. Deci DD1, CC1. DD1, CC1 e un dreptunghi și care, la care spun că este egal cu cine? Lungimea ori lățimea. Adică pot spune DC ori lățimea DD1. Sau zic AB ori DD1. Deci o latură o latură mulțit cu distanța dintre cele două laturi. Înălțimea. Nu-i simplu? Iau, acolo. Ce am făcut? Triunghiul de aici l-am lipit în partea asta și am transformat panogramul într-un dreptunghi. Iar la dreptunghi știu cu ce este galaria. Lungimea ori lățimea. Și acum zic lungimea ori lățimea. Da. Care este înălțimea în panogram. Nu? Și ce a formulă vă dată la clasă? Baza mare plus baza mică, totul. Baza ori înălțime, aia baza la baza mare și baza mică la trapez. La trapez aia. Băi, tu... La panogramă. Baza ori înălțime. Baza ori înălțimea. Deci area lui A, B, C, D. Area lui A, B, C, D egal cu baza A, B. Da? Ori înălțimea. Ori D de 1... Mai spun supra 2? Nu. Păi nu supra 2, pentru că m-am împărțit la 2. Nu m-a rămas jumătatea pe afară ca la triunghi. Da? Baza ori înălțimea. E limpede, am lipit ăsta, l-am pus în partea așa și m-a făcut dreptunghi. Baza înălțimea. A, B, și cum v-ați scris voi acolo? B mic ori H, cred că nu? Da. B ori H, așa v-ați scris? Da. Teo, da? B ori H. Bine. B ori H. Hai să facem acum și rombul.
La rom. Diagonala. Mare. Diagonala. Tare, mama. Deci diagonala. Pe 2. De ce? Pentru că diagonale sunt perpendiculare. Dar explică-ne, bă, că noi l-am făcut. Până de ce de 1 ori de 2, da? Hai să vedem așa. Plătăm A, B, C, D, A, B, C, D. Este rombul. Într-un romb diagonale sunt perpendiculare. Și dacă îmi vine în minte să duc pe aici prin paralele, ia uitați. Pe la vârful, paralele, la diagonale. Ce am făcut-o din parloc, din... Dreptunghi. A făcut-o dreptunghi. Da. Da? În care, în interiorul dreptunghiului ăsta, 1, 2, 3, 4 triunghiuri. Și afară îmi rămân încă 4. 5, 6, 7, 8. Deci, pe... toate sunt congruente triunghiuri, dacă vreți. În rom le discutăm. Da. Pe fiecare și sunt dreptunghiuri. Diagonala asta, împărțit dreptunghi în două și numai de patru. Patru sunt congruente. Și din cele 8, 4 sunt prinse. De-aia împărțim la 2, că rămân jumătate în afară. Și cu cine este egală area unui dreptunghi? O dimensiune mulțită cu cealaltă. Dar asta de aici este diagonala 1, cealaltă dimensiune e diagonala 2. Puteți să mai spuneți o dată? Păi nu încă o dată, sigur că da. Deci, cum Adi? Rombul era ăla care l-ai văzut, nu? Da. Hai să-l așurez. Deci ăsta e rombul, da? Și în romb, ducând diagonale, au apărut cele patru triunghiuri. 1, 2, 3 și 4. Da? Prin vârfurile A, B, C și D, ducem paralele la diagonale. Și să ia naștere acest dreptunghi. Da? Este rapid dreptunghiul acesta. Ei bine, dreptunghiul ăsta cu cine este galarea dreptunghiului? Am zis-o mai devreme. Lungimea ori lățimea. Adică o dimensiune asta, ori cealaltă. Cele două. Dar asta de aici e tocmai DB. Diagonala. Diagonala. Da. Să notăm cu D1. Să zicem că diagonala 1. Ai crezut? D1. Iar cealaltă dimensiune a dreptunghiului e tocmai diagonala cealaltă. D2. Și atunci am spus că area lui A, B, C, D este D1 ori D2 supra 2. Deci produsul celor două diagonale supra 2. Dar am vrut să înțelegeți bine de ce așa. Anca. Da? Ai desenat ceva? N-ai desenat nimic. Ba da. Foarte bine. Cu ocazia asta țineți minte foarte clar așa. Area pătratului la fel la pătrat. Da. Area dreptunghiului lungimea lățimea. La triunghi împărțim la 2. Deci cum ar fi lungimea, baza, ori înălțimea și împărțim la 2, că rămâne jumătate din dreptunghi. La parlogram e foarte simplu că am făcut din el un dreptunghi și vine lungimea ori lățimea, da, adică înălțimea panogramului. La romb, de 1 ori de 2, pe 2, da, pentru că mi-a rămas jumătate din... Dar la trapez vei să șești și la trapez trebuie. La trapez, în general. Dacă facem la trapez, gata treaba. Hai să o facem pe cealaltă. Un trapez oarecare. Că dacă noi facem la trapez oarecare, nu, trapezul isoscel este okay, o banalitate. Tu ești ok. Hai să zicem așa. A, B, C, D. A, B, C, D. Trapezul. Și vreau să văd area astea. A, B, C, D.
Nu prea mă. Pe cine știe? Nimeni. Formula cine știe? Formula? Da, la trapez. Baza mare plus baza mică, totul mulțită la înălțime pe 2. Înălțimea. Totul mulțit cu înălțimea asupra 2. Da. Deci baza mare plus baza mică, înălțimea asupra 2. De unde e asta? Cum o vin în minte așa? Uite-mă, azi ne amintim de linia mijlocie. Să ducem linia mijlocie a trapezului. Deci notăm cu M, M. M, M, linia mijlocie. Prin M, să duc așa o perpendiculară. Și prin M la fel. O perpendiculară. Pe AB. Cele două perpendiculare pe AB sunt și paralele, e clar. Am suprălungesc pe DC până la taie, să zic aici E și F. Cum vi se pare triunghiul EDM cu M de 1A? Sunt congruente, nu? Au aceeași are atunci. Deci aria acestuia este cât aria acestuia. Dar în partea asta altă, C, F, N cu N, la B, fel. Pe 1, e F, 1. La fel. Din aceeași motive, da? Da. Putem dovedi că sunt congruente. Deci au aceeași aria. Și acum din trapez, am luat colțul ăsta și l-am pus deasupra. Am luat colțul ăsta și l-am pus deasupra și am transformat trapezul într-un dreptunghi. Ce tare! Da? Am transformat trapezul între dreptunghi. Și cu cine este egal area unui, unui da. Dreptunghi? Area lui D, D1, F, F1. Area lui D, D1, F1, F, F1, F. Este lungimea înălțimea, nu? Adică D1, F1. Este D1, F1. Ori DD1 sau FF1 ori DD1. Și n-am mai departe. DD1 ăsta cum să-l fac eu? DD1 ăsta este cât mână. Da, că să este linia mijlocie și este paralelă cu bază. Sigur că da. Linia mijlocie și linia mijlocie practic mână e de 2 ori AB plus DC. Este AB plus DC pe 2. Dar ca să vedem de ce este așa. Uitați, când zic mână, înseamnă de fapt cât de 1 e F1. Da? De 1 e F1. Și de 1 e F1 este și cât de F. Cât de F, da? Ei, și în loc să zic M-N, pot să spun ce? Jumătate din AB plus DF. DC. Ca să înțelegi și un pic mai bine. De două ori M-N, hai să iau așa. 2 M-N, de două ori M-N, este egal cu mână, pot să spun mână, plus mână. Egal mai departe. În loc de mână, pot să spun că este un D1, F1. Deci D1, F1, plus, da, plus încă o dată mână. Dar în loc de mână celălalt, pot să spun că este ED plus DC plus CF. Deci egal cu ED plus ED. Deci, încă o dată. De două ori mână, insist. De două ori mână, înseamnă mână plus mână. Dar odată într-un mână pot să zic de unul e funul. Da, da. Și în celălalt mână, în celălalt mână pot să zic că e de F. Dar de poți să zic DF, poftiți, o iau mai, mai ușor. Deci plus DF.
și egal cu D de 1 F1 plus, în loc de DF, de la nu DF, EF, trebuie să iau zic aici EF. Iată-mă. Deci în loc de mână, trebuie să înțeleg EF. Dar în loc de EF, pot să spun că este ED plus DC plus CF. Deci egal mai departe cu ED. Urmăriți ca să nu greșesc. ED plus DC plus CF. Și acum merg mai departe, egal mai departe cu. Dar DC ăsta, DC îl las. ED-ul de aici. Eu zic că ED-ul este cât A de 1. Corect. ED este cât A de 1 pentru că triunghiile astea sunt congruente. Puncim și dovedim. Deci în loc de ED pot să zic A de 1. Așa să zic D1 F1 plus A de 1. Și în loc de CF, pot să zic F1B. Sunt congruent. Pentru că CF este cât F1B. Plus F1B. Și plus pe el care l-am lăsat e D. D. Cât D. Plus D. Și acum, vă rog să priviți acolo A de 1. Plus D1 F1, da. Plus F1B, cine? Astea trei ce fac? AB. AB-ul. Și egal mai departe cu AB, plus DC. Și iată am arătat că de două ori MN, este egal cu AB, plus DC. Dar asta nu era și teorema lui? Păi da, iar asta pot demonstrat. Deci linia mea soției este asta. Ai înțeles, Teo? Da. Deci, de unde e mână simplu? Mână este egală cu AB plus DC. AB plus DC. Totul pe 2. Da. Deci iată că linia mijlocii este semisuma bazelor. Baza mare plus baza mică pe 2. Deci linia mijlocii MN este baza mare plus baza mică supra 2. Am demonstrat în momentul de față, da? Și acum, dacă mă duc aici și în loc de cine? De 1, o las. De 1 F1, în loc de D1 F1, sau mână, voi folosi AB plus DC pe 2. Și atunci va fi egal la ARI cu cine? Cu D1 F1, adică AB baza AB plus DC pe 2 ori D1 ori D1. Și am arătat că area unui trapez este baza mare plus baza mică ori înălțimea supra 2. Deci îmi punem în paranteză și totul este perfect. Deci area ABCD este egal cu, aici cum vă dați cu formula? B mare plus paranteză, B mare plus B mic. Ai, n-am face B mare plus B mic, baza mare plus baza mică, ori înălțimea, supra 2. H. Ori H. Ori H. Supra 2. Deci am demonstrat că area unui trapez este baza mare plus baza mică, ori înălțimea, supra 2. În momentul de față, toate formulele sunt demonstrate începând de la cine? La toate figurile care am întâlnit până acum. Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, rombul, paralelogramul, și trapezul. Da? Toate sunt demonstrate. E, dragilor, din clipa asta, nu mai aveți niciun motiv să spuneți că... Vedeți la problema lui Tudor, o șterg. Ne ducem la problema. Dacă e scris, o șterg, da. Nu o șterg, nu. Concluzia, vă mai zic o dată. Așa, îmi o dai de da. Area lui AOB. Deci se cere area triunghiului AOB egal cu cine. Uite cum procedăm. Parlogram, da? Desenăm și noi un parlogram.
Deci area unui paralelogram. Mie la aici te rog frumos să mă ajuți. Da. Adică să șterg tabla și să... Nu mai, nu. Ștergem tabla că să împăcam scripul ăla. Deci un paralelogram copii. Ce știm la un paralelogram? Care două laturi paralele, unghiurile alăturate... Nu, două laturi paralele, nu-i suficient. Două câte două. Laturile opuse sunt paralele, două câte două. Nu două laturi paralele, înseamnă că numai două paralele înseamnă trapeza. Da? Deci da. Nu putem să facem confuzii. Deci, când am pronunțat cuvântul paralelogram, în mintea mea ce lucruri au apărut? Proprietățile lui. Adică? Laturile opuse sunt congruente două câte două, unghiurile opuse sunt congruente și cele alăturate sunt suplimentare și diagonale Se înjumătățesc. Deci, atenție cum am spus. Într-un paralelogram apar proprietățile. 1. Laturile opuse sunt congruente două câte două. Când noi în definiție am zis așa, laturile opuse sunt paralele două câte două. Deci, ca proprietate am găsit, laturile opuse sunt congruente două câte două. Apoi? Unghiurile opuse sunt congruente. Unghiurile opuse sunt congruente două câte două. Da. Da. Unghiile alăturate sunt suplimentare. Unghiile alăturate sunt suplimentare. Diagonale se înjumătățesc. Diagonale se înjumătățesc. Da? Ca să fie paralelogram, ce condiții? Care sunt condiții echivalente? Să aibă două laturi opuse paralele și congruente. Două laturi opuse. Nu mai spunem paralele două câte două. Am locuit celelalte două cu congruență. Da? Deci două laturi opuse paralele și congruente, da? Sau toate laturile congruente. Sau toate laturile congruente două câte două. Da. Paralelismul. Sau paralele două câte două. Asta era definiția? Să arătăm că diagonalele se înjumătățesc. Da, să arătăm că diagonalele se înjumătățesc și atunci paralelogram. Unghiurile opuse sunt congruente. Opuse două câte două. Da. Adică nu numai două congruente, ci și celelalte congruente. Da? Și unghiurile de-a lungul oricărei laturi. 180 grade. Pentru orice latură. Bine. Deci, repet, ori de câte am deschis gura și am zis paralelogram, toate așa s-au venit în fața mea. Toate. Că nu știu eu cu ce, care din ele sunt de folos. Și acum. Deci, un paralelogram. A, B, C, D. Paralelogram A, B, C, D. Și spunem că AC se intersectează cu BD, adică diagonalele. Așa îmi spune problema, nu? Se intersectează în punctul O. Știu eu că se înjumătățesc toată povestea aceea. Știu toată area. E 124 al acestui paralelogram. Și încerc să aflu numai area lui A, O, B. A, O, B. Mediana care împarte triunghiul formează două triunghiuri echivalente. Adică au aceeași oarecare. Ah, ce chestie interesantă. Asta n-am știut-o. Deci ea spune așa. Într-o triunghiu oarecare. Dacă vorbim de triunghiul ABC și duci mediana AM. Da? AM. Spui că mediana împarte triunghiul ăsta în două triunghiuri de aceeași arie. Nu două triunghiuri congruente, ci două triunghiuri de aceeași arie. Și spunem astfel că ele sunt echivalente. Da? În două triunghiuri, a folosit bine cuvântul, două triunghiuri echivalente. Au aceeași arie. Dar de unde vine asta? Dar n-am înțeles cum e. Uite, mă, adică. Deci asta este triunghiul. Mediana ce face? Unește vârful cu mijlocul. Asta da, știi. Da? Da. Și zice că triunghiul ăsta mare, prin ducerea medianei, deci triunghiul mare, prin ducerea medianei, triunghiul a fost împărțit în alte două triunghiuri, cu triunghiul ăsta și cu celălalt, și ele au aceeași arii. Ele nu sunt congruente. Atenție! Nici vorbă de triunghiul ăsta să fie cât ăsta, congruent cu ăsta.
Dacă le punem de suprapunem, nu se pune problema să coincide. Da? Deci, au aceeași ară. Și o întrebam pe ea. Teo o cheamă. Teo. Te întrebam, de unde e chestia asta? Păi... Cui a venit în minte să spună așa, băi, când duci mediana, împarte triunghiul în două triunghiuri echivalente. Ce s-a întâmplat? O visam noaptea? Da. Și a doua zi a spus asta. Da, siguranță nu. Ei, da. Tu zici la bătaie joc, da. Da. Nu, mă uitam ca aici și nu zic nici în caiet, păi... Nu zici nicăieri. Bun, păi, poftim. Dar noi acum ne punem problema de unde o chestia asta, că ar fi interesant. Corect. Dacă așa s-ar întâmpla, fiți atenți ce treabă deșteaptă. Dacă ne gândim la triunghiul A, D, C, ce este D-ul în condițiile astea? Mediană. Și atunci triunghiul ăsta, A, D, C, ar fi împărțit în două triunghiuri echivalente, de aceeași arii. Da. La fel s-ar întâmpla și în partea asta cu ăsta. Da. Cum astea două sunt congruente, au aceeași arie, și atunci foarte tare e problema că într-o astfel de situație aflându-ne, parogramul e împărțit în patru triunghiuri echivalente. Astea patru au aceeași arie. Ce frumos ar fi, nu? Și dacă au aceeași arie, cum toată area este 124, împărțim la 4 și găsim area triunghiului A, nu importa valoarea. Ideea cum lucrăm. Nu numărul mă interesează. Nu numeric. Super fain. Este făcută de mine în clasă. S-a făcut în clasă problema asta. Dar întrebarea este, aici suntem. Suntem opriți de problemă unde? Cum se întâmplă că ducând mediana apare fenomenul ăsta? Ce? Muncim! Cu cine este egalarea unui triunghi asupra manetei? Baza ori înălțimea asupra 2. Deci area triunghiului, hai să zicem, a luat ACM. Area triunghiului ACM este egal cu area triunghiului ACM, egal cu baza pe care ar fi CM ori înălțimea, n-am, dar o duc acum. Ori înălțimea A1 supra 2. Dacă am vorbit mai înainte. Corect. Așa este area triunghiului. Baza ori înălțimea supra 2. A celuilalt triunghi. Area triunghiului AMB este egal cu baza MB, că îl privesc așa, stând pe baza MB, ori înălțimea din A. Dar unde e? Nu, să nu spuneți că pic pe cineva. Pic în afară. Aceeași este. Ce este înălțimea? Perpendiculară din vârf pe latura opusă. Pe MB. Deci tot A1 supra 2. Uitați-vă. A1 pe 2, A1 pe 2. CM și MB dincolo. Dar duc în mediana. Cum este CM cu MB? Dacă sunt congruente. Sunt congruente, sunt egale ca lungime, nu? Și atunci, CM fiind egal cu MB, cum CM egală cu MB, se vede foarte clar de aici că area triunghiului ACM este egal cu area triunghiului AMB. Și am demonstrat totdeauna, dar totdeauna, când duc o mediană într-un triunghi, împarte triunghiul în două triunghiuri de aceeași arie. Două triunghiuri, nu? De aceeași mărime, aceeași valoare. Deci triunghiurile se zice că sunt echivalente. Deci, din cauza asta, spune că triunghiul ACM, triunghiul ACM, este echivalent. Nu știu cum să zic, cum ați făcut simbolul acolo? Da, da, simbolul. Da, simbolul. Echivalent, da. Echivalent cu triunghiul AMB. Da, e foarte important să înțelegeți asta. Ei, și odată șmecheria asta pusă la punct, înseamnă că întorcându-ne în problemă... E la problema ta. E gata la problema ta. Tudor. Spunem așa. În triunghiul
Demonstrați. Demonstrați. Triunghiul DAC e congruent cu ABC, da? Triunghiul DAC e congruent cu triunghiul ACB. Dar de ce este triunghiul ăsta congruent? Pentru că AC e diagonală, nu? Da. Și diagonala împarte paralelogramul două triunghiuri congruente. Și atunci, dacă triunghiurile sunt congruente, și ariile lor, deși aria lui triunghiului DAC, egal cu aria triunghiului ACB. Deci și ariile sunt egale. Și de altă parte, în triunghiul ADC, în triunghiul ADC, în triunghiul ADC, DO mediană. DO este mediană. Rezultă că area triunghiului ADO, conform ceea ce am demonstrat mai înainte, area triunghiului ADO, egal cu area triunghiului DOC. DOC. Deci a lui ADO cu a lui DOC, cele două arii sunt egale. Analog și jos, și între ele, deci rezultă de aici, din toată povestea asta, că aria, aria paralelogramului A, B, C, D este de 4 ori aria oricărui triunghi de aici. Este egal de 4 ori aria lui A, O, B. Aria lui A, O, a lui triunghiului A, O, B. Și cum asta este dată a paralelogramului 24? Deci de aici rezultă că 124 egal cu de 4 ori aria triunghiului AOB. Adică numai o singură dată aria AOB egal cu 31, nu? Da. Bățile la 124. Aria lui AOB egal cu 31. Deci rezultă de aici că aria triunghiului AOB egal cu 31 cm pătrați. Atenție! Unitatea de măsură în metru pătrat. Din ce, din ce motiv? Lungimea se măsoară cu unitatea de măsură în metru este... A lungime este metru. Aici e metru ori metru. Da? E lungimea asta ori cealaltă dimensiune. Și metru la pătrat de aici. Da. Iată să mai oprim un pic discuția. Să spunem așa. 48, să-ți oprim. Opresc, da? Numai să încheie da. Discuția. Copilarii trebuie să știți formulele cele toate. Da. Și o serie de speculații de astea. Că mediana este cea care împarte triunghi în două triunghi echivalente. În probleme avem nevoie de așa ceva. Aici a venit foarte bine că a apărut mediana aici, nu? Din faptul că diagonale se înjumătățesc, totul a fost perfect. Oprim și trecem opresc la... Opresc și pornim ora a doua, da? Da, da.